Bună seara! Mi s-a obiectat repetate rânduri în ultimul timp că am operat o deconstrucție a creștinismului, în special a Genezei și numai puțin a adventismului de ziua șaptea și că nu am oferit nimic în schimbul acestei deconstrucții. Crește, o deconstrucție nu este o demolare, nu este o dărâmare. O deconstrucție este un proces prin care dai la o parte tradițiile și sensurile acumulate sau superstițiile, anacronismele, ca să găsești ceea ce este esențial într-un proces de gândire sau într-o mișcare. Însă, obiecțiunea că n-am oferit nimic în schimb este întemeiată. Și vreau să spun de la început că nu intenționez să fiu un întemeitor de religii, nici nu intenționez să-i las pe oameni fără nicio credință. Pur și simplu, Oxigenul este un laborator de idei în care nu intenționăm să promovezi niciun fel de ideologie, ci doar ca o să discut. Însă, aș vrea să încep uh, astăzi o serie nouă despre ontologia epistolelor. Și această serie uh, are ca scop să arate că ontologia care a fost uh, așezată la baza creștinismului începând din în secolul IV, este diferită de ontologia revoluționară a lui Pavel. Cumva ontologia revoluționară a lui Pavel a avut un impact mult mai puternic în cartezianism, în iluminism, în modernitate, decât în gândirea creștină. Lucrul acesta poate să pare ciudat pentru unii, dar acesta e adevărul. Și ceea ce vreau să arăt este că atunci când se spune că deconstruind anumite sensuri acumulate, în teologia creștină și în cea adventistă. Oarecum, rămâne fără temelie. Această obiecție pleacă de la faptul că temelia este confundată cu ceea ce s-a zidit deasupra, și, cum spune Pavel, fiindcă tot vorbim despre el, acest ceva poate fi paie sau diamante sau lemn și așa mai departe, și timpurile pe care le trăim deja le încearcă prin foc și. Avem multe cenușe, și în cenușe sunt îngropate și câteva diamante, dar se pare că nu sunt văzute. La ce mă refer? Obiecția principală care se aduce este că chiar dacă lăsăm la o parte interpretarea literală a genezei, lucru cu care mulți nu au o dificultate, chiar dacă lăsăm deci la o parte această interpretare literală a genezei, ne revine o problemă teologică. Dacă nu a existat o, o, o creațiune perfectă a omului și a cosmosului. Nu a existat o cădere. Dacă nu a existat o cădere, nu a existat o ispășire. Și dacă nu a existat o ispășire, atunci tot creștinismul cade. E bine, vreau să, în această, în această, în această prezentare, vreau să pun puțin sub lupă această pretenție. Și vreau să afirm de la început că. Teologia care susține uh, ispășirea, uh, în, sensul, uh, uh, în sensul în care este înțeleasă popular în creștinism, cu toate contradicțiile logice pe care le implică, anume că Dumnezeu și-a manifestat dreptatea pedepsind pe cineva în locul nostru, uh, pe lângă semnul de întrebare pe care îl punea lui Dumnezeu. Da, deci Dumnezeu face o grădină, uh, o lume perfectă, dar uh, omul este destul de inocent ca să. Poate cădea într-o greșeală trivială, cum ar fi aceea de a rope un fruct din grădină, și după aceea miliarde de oameni sunt pedepsiți pentru asta, sunt născuți vinovați. De fapt, sunt condamnați ardăniat după, după teologia celor mai multe biserici creștine. adventici sunt aici o excepție, dar nici advenții nu sunt departe de iad, în ceea ce privește scatologia. Așa deși și ideea. Deci, Dumnezeu este este uh, cu siguranță dincolo de limitele elementare de dreptate omenească chiar în cele mai primitive societăți. Însă Dumnezeu este așa cum este, prea să-și arate mușchii, pedepsește și până la urmă îl pedepsește pe fiul său, pe care fierește că iubește foarte mult, uh, ca și uh, eu aici vorba despre un Dumnezeu antropomorfizat, un Dumnezeu mamifer, care are... Uh, reacțiile electro, electrochimice și hormonale care se au loc în orice mamifer vis-a-vis -vis de puiul lui, atunci când e vorba de puiul lui, de fiul lui care este Isus Hristos, însă cu toate că îi se rupe inima, îl perefește pe Isus Hristos ca să ne pe el, dar trebuie să, pe noi, dar trebuie să pedepsească pe cineva. Și ca atare, pedeapsa este luată de Isus, mă rog, vino, vinovăția este plătită, noi nu mai mergem în iad, mergem în cer. De unde vine această teologie? Ce mai mulți cred că vine de la Pavel. De fapt, nu vine de la Pavel, ci de la Augustin. E adevărat că există texte al lui Pavel care ne permit să interpretăm uh, uh, astfel uh, evenimentul crucii și evenimentul Isus. Însă, aceste texte sunt interpretate într-o ontologie care se strânge lui Pavel. Și această ontologie, în principal, are două surse. Una, o sursă, este filozofia greacă. Atunci când vorbim despre Trinitate, despre consubstanțialitatea dintre Tatăl și Fiul, când vorbim despre Dumnezeu ca despre o substanță între ipostaze, ceea ce este de fapt o tautologie, dacă ținem cont de sensul celor două cuvinte în, în limba greacă și în gândirea greacă. Dar, deci, Dumnezeu este o substanță între ipostaze. Omul este altă substanță. Fiecare specie creată Dumnezeu este o substanță. Uh, și omul uh, este o substanță, Dumnezeu este altă substanță. Iisus este uh, o, o persoană cu două substanțe, om și Dumnezeu, sau spunem noi, dublă natură. Ferește că când auzim dublă natură, e ceva atât de familiar că nici nu ne dăm seama că nu scrie în Biblie așa ceva. Da? Deci Iisus are o dublă natură, are o dublă substanță. Așa că Dumnezeu este o substanță în trei ipostaze, Iisus sau în trei persoane, Isus este o persoană uh, cu două substanțe sau două naturi și uh, aici, de fapt, ce avem aici este metafizică greacă. Uh, teologia creștină a adoptat ontologia greacă. Uh, cealaltă sursă a ontologiei creștine, uh, în sinteza lui Augustin, este ontologia ebraică. Ontologia ebraică consideră, nu, nu pleacă de la substanță sau de la idei, de la ideile platonice. Uh, ontologia ebraică pleacă de la uh, noțiunea că Tora este veșnică. Uh, când spun Tora, înțeleg legea lui Moise. Și uh, legea este veșnică, uh, este veșnică în sensul că este înainte de univers și va rămâne după univers. Uh, cerul, pământul vor trece, dar legea nu va trece niciodată. Este o, o, o concepție fundamentală în iudaism uh, și o superstiție, de fapt, împrumutată în special de Adventismul de ziua 7, pentru că Adventismul de ziua 7 are uh, o, un accent special asupra legii, din cauza că ține sabatul, și mulți adventiști de ziua 7, bineînțeles, consideră că a fi vegetarian este veșnic, e de la geneza, dar anume ca porc este tot o parte din lege și este tot veșnic, pentru că scrie în legea lui Moise. Uh, ca atare, uh, Adventismul a, a, a adoptat această concepție iudaizantă a veșniciei torei. Însă nu este specific numai advenismul de ziua șaptea. Există în, în creștinism acest concept al legii veșnice, care este fundamental pentru explicarea ispășirii. În ce sens? Mai întâi aș vrea să spun că e, sinteza între ontologia greacă și cea ebraică a fost făcută deja de Clemen din Alexandria. În sensul că mulți învățați iudei din perioada elenistă, au vrut să vadă în legea lui Moise ideile lui Platon și l-au văzut pe Moise ca un premergător al lui Platon. Așa că Aristotel a renunțat la ideea unei ideilor care sunt externe față de obiectele și de lucruri, dar a introdus noțiunea de substanță, care e același lucru, ceva ireductibil, ceva veșnic, de exemplu, Geneza, spune că fiecare specie a fost făcută după, tip, după soiul ei. Și indiferent cum interpretăm cuvântul soi, nu vreau acum să intrăm în uh, acele uh, jonglări lingvistice ale creaționișilor cu baramin și așa mai departe. Uh, cert este că asta spune și Aristotel că fiecare specie este o anumită substanță și substanța se manifestă în specia respectivă și ceea ce este caracteristic specie respectivă este substanța. Acum, toate aceste concepte sunt, așa cum am spus, depășite, dar întorcându-mă la lege. Deci, există o sinteză între ontologia greacă și ontologia ebraică. Însă, ceea ce este important, vorbind despre ispășire, despre cruce, despre Isus aici, este faptul că legea fiind veșnică, odată ce omul a creat-o și, bineînțeles, cum a fost perfect, omul a călcat-o legea fiind veșnică și legea fiind sfântă și infinită ca și Dumnezeu, ofensa este infinită. Spune Augustin, este drept ca un copil care s abia s-a născut să meargă în iad. Dacă n-a fost botezat, este drept. De ce? Pentru că acel copil este o ofensă la adresa Sfințenei Infinite a lui Dumnezeu. Și este drept ca fiecare păcat, oricât de neînsemnat din punct de vedere social, să fie plătit veșnic în iad. Pentru că Dumnezeu este infinit și fiecare păcat este o ofensă la adresa unui Dumnezeu infinit. Este aici foarte clar conceptul de lex-maestate. Mă rog, motivul pentru care ești pedepsit nu este că ai făcut un lucru foarte grav, ci că Împăratul este foarte important și din cauza aceasta pedeapsa trebuie să fie foarte gravă. Dar este ceva mai mult decât atât, este obsesia evreiască a păcatului obsesia vechi testamentară a păcatului, a unui Dumnezeu care este foarte ușor de ofensat și uh, nu trebuie să stai pe gânduri să, uh, să analizezi cât de grav este fapta ta. Uh, cert este că uh, Dumnezeu este, este, foarte, este foarte ușor de ofensat și când se ofensează, uh, reacționează foarte violent. Uh, când eram în armată, uh, în perioada de uh, instrucție, Țin minte că existau pedepse colective și nu mai creau pedepsele colective, dar eram pedepsiți pentru lucrurile cele mai triviale și mai mărunte. Și asta te punea să fii într-o permanentă tensiune ca să nu, nu faci greșeli. mă rog, este un mod de educație specific militar care nu este câte și de puțin foarte, foarte bun. Însă orice tiranie are caracteristica aceasta, există o teamă în orice dictatură că o ofensă mică ai vorbit în somn sau poate nu era în somn, ai spus ceva care poate fi interpretat, ai făcut un gest uh, nepotrivit uh, nu știi ce consecințe va avea Consecințele pot fi grave, chiar execuția uh, capitală, pentru că uh, gloriosul conducător uh, Führerul, uh, Marle Stalin uh, dinastia Kim sau oricine a spune dumneavoastră este atât de important atât de sus de, de de excelent de sfânt, acesta e termenul de fapt, încât uh, gravitatea uh, ofensei triviale e dată de importanța persoanei care este lezată de ea. Deci, uh, plecând de la acest concept, să mă întorc acum la uh, aspectul ontologic. Uh, dacă legea este veșnică, dacă legea e dinainte de creațiune, ferește că uh, ispășirea însemnează, Că Isus a trebuit să plătească aceste legi veșnice. Faptul că, din punctul de vedere a unei noțiuni de bun simț, nu are niciun sens ca cineva să plătească pentru altcineva, nu contează aici. Sau faptul că păcat original în sine este un nonsens. Iarăși, nu contează. Ideea uh, fundamentală este că ispășirea implică o tranzacție legală, o plată. Da? O plată făcute pe bază legală. Și această lege este dinainte de creațiune și Adam a călcat-o și Lucifer a călcat-o și nu poate fi iertată decât prin sânge și sângele trebuie plătit de cineva egal cu Dumnezeu. Care este problema aici? Deci avem aici două ontologii. Cea greacă și cea ebraică. Și acestea două sunt fundamentale pentru înțelegerea creștinismului, pentru pe ele este, este bazată teologia crucii așa cum a fost plecat de la, de la Augustin în coace. Problema este, aici este că ontologia lui Pavel este atât îndreptată atât împotriva ontologiei grecilor, cât și a ontologiei ebraice. Deci mai întâi, Pavel respinge filozofia greacă ca mod de explicare a lumii. Și nu o respinge pentru că ar fi un ignorant ci așa cum vom vedea, Pavel o respinge pentru că această filozofie nu are loc pentru conceptul de singularitate. Voi elabora puțin mai târziu despre aceasta. Dar Pavel, asta este un aspect foarte important și aș vrea să-l subliniez pentru că, în general, este, nu este înțeles în lumea creștină, dar mai ales nu este înțeles în lumea adventistă. Anume, Pavel respinge ideea veșniciei legii. De fapt, Pavel prezintă evenimentul Iisus ca pe o anulare a legii. Lucrul acesta apare foarte clar în mai multe texte ale lui Pavel, pe care le voi comenta pe parcurs. Și întrebarea este dacă legea e anulată prin jertfa lui Iisus. De exemplu, faimosul text din Colosene. Am mai zis, dar nu mai deschis. El a dezbrăcat domnile și stăpânirile și a șters apisul cu poruncile care erau împotriva noastră și le-a nimicit pironindu pe cruce. Oh, acum noi intervenim cu tot felul de sofisme, că zapisul e scris de mână și că, de fapt, să vezi că legea n-a fost scrisă de mână, probabil că a fost scrisă la imprimantă sau nu știu cum, a fost tipărită în sfârșit de Dumnezeu pe munte, pentru că se spune că a fost scris de degetul lui Dumnezeu, deci tot de mână este scrisă, dar că acel zapis sunt poruncile care erau împotriva noastră și care sunt? Sunt poruncile ceremoniale. Acum pun o întrebare. A fost nevoie Iisus să nimicească aceste porunci ceremoniale, atunci și ele sunt veșnice. Dacă sunt veșnice, atunci și legea este uh, veșnică și uh, ele sunt egale cu cele 10 porunci. Dacă nu sunt egale cu cele 10 porunci, de deci ce era nevoie ca Iisus să moară pentru ca să fim uh, eliberați de, de ele? Deci, de, deci ca să reau uh, reacționamentul mai clar. Da? Deci judecând în, în, în termenii silogismului creștin, dacă Isus a murit ca să ne libereze de legea ceremonială, înseamnă că legea ceremonială era veșnică. Da. Dar dacă textul acesta se referă la legea morală, atunci legea morală nu este veșnică. Și nici ce legea ceremonială, bineînțeles. Pentru că Isus a nimicit pe cruce, ceea ce e veșnic nu poate să fie nimicit. Oricum, contradicția logică nu poate să fie rezolvată. Cert este că Pavel susține anularea legii prin Isus. Aici este problema care, care o avem. Deci, din punct de vedere ontologic, legea nu este fundamentul creațiunii. Litera legii nu este veșnică. Acum nu este nevoie să amintesc că Geneza face parte din lege, din Tora. Trec peste aceasta. Ceea ce vreau să arăt eu este că jertfa lui Isus, ispășirea, nu tot poate fi văzută ca o tranzacție legală așa cum este prezentată în bisericile creștine și în adventism, ideea, legea cere moartea păcătosului, Isus a oferit-o. Asta însemnează că Isus a întărit legea, dar de fapt Isus a animicit legea. Și dacă evenimentul Isus însemnează o abolire a legii, pentru că acesta este de fapt uh, ideea lui Pavel, o abolire a oricărei legi, așa cum vă vedea mai departe. Teologia lui Pavel este foarte subtilă și uh, teologia lui Pavel, are implicații nereligioase și dacă teologice în sens foarte, foarte larg, în sens de filozofic și politic chiar. De fundamentul acestei teologii este că evenimentul Iisus însemnează atât abolirea ontologiei, atât să zic, un eșec al ontologiei grecilor, care nu pot explica acest eveniment, dar în același timp însemnează în mod direct o o denunțare a ontologiei Vechiului testament ca nefiind corectă, în sensul că legea nu este veșnică pentru că uh, legea a fost uh, a avut în început și a fost desfințată la, la Cruce. Ferește că aceasta ridică foarte multe întrebări pentru mulți pe care le voi pune și întrebarea principală este atunci după ce normă mai trăim. Uh, idealul este să nu trăim după nicio normă exterioară, ci după niște principiile untrice nu există niciodată libertate când este supine norme exterioare. Din punctul de acesta de vedere, Pavel este ca și Bacunin, care susținea că, de fapt, libertatea este să trăiești fără lege, să trăim în armonie, iubindu-ne unii, unii pe alții, nu în mod sentimental, bineînțeles, respectându-ne pe alții, dar nu dator, motivul să nu fie că este o lege care ne constrânge să facem așa, ci datorită unor principii untrice. Bineînțeles, vă spun ceva, și acest principiu nu este tot o lege. Da și nu. O lege este ceva măsurabil, ceva enunțat exact, ceva enunțat în scris. Din cauza asta spune Pavel în Colosem că a scrisul. Pentru că cutumele și tradițiile nu sunt legi, de fapt. Sunt cutume și tradiții, da? sunt obiceiuri. Dar legea e totdeauna scrisă, este măsurabilă, este, are un sens exact și ca atare principiul să iubești pe aproape tău sau să iubești pe Dumnezeu nu este de fapt lege este un principiu fundamental uh, care se poate exprima în, în, diferite legi. Legea este legea lui Moise. Așa că, uh, care este de fapt ontologia lui Pavel? Aceasta este uh, tema de astăzi, este un început, da? Haideți să citim în 1 în, în capitolul uh, 1, începând de la versul 22. Iudeii, într-adevăr, cei minuni și crece caută înțelepciune. Deci ontologia evreilor este ontologia minunilor. În ce sens este ontologia evreilor o ontologia minunilor? În sensul că, ar, să dau exemplul cel mai clar, voi da un exemplu din Vechiul Testament și unul din Noul Testament, da? În Vechiul Testament, Ilie vine în fața poporului și le spune Dumnezeu care să va răspunde prin foc, acela este adevăratul Dumnezeu. Este tipic pentru Vechiul Testament. Faraon, da? Vin la spun: Aici e degetul lui Dumnezeu, care se de demonstrația minune. În ce a constat necredincioșii evreilor, că au văzut minuni și nu au uh, crezut. Și așa mai, de, mai departe. Noul Testament. Uh, este interesant uh, faptul că uh, Pavel respinge aici un concept pe care mulți crești consideră fundamental. Uh, mulți creștini mă întreabă: Tu crezi sau nu crezi că minunile uh, făcute de Isus sunt reale? Și spun, indiferent de ceea ce cred eu, nu e, n are nicio relevanță. Cum adică nu are relevanță? Păi stai puțin, crezi că Iona a fost înghițit de un pește? Să fiu sincer, nu cred. Atunci, și să spun de ce nu cred. Mă mir că, sau nu mă mir, că oameni care nu au ce decât Biblia în viața lor și care s-au oferit de literatură ca de ceva păcătos, nu înțeleg faptul că Iona este de fapt literatura. Însă, trecând peste aceasta, deci nu crezi că eu a am fost închisit în pește, nu. Deci tu nu crezi în minuni, atunci nici Iisus nu a înviat. E foarte interesant că Pavel uh, așa să întreaga lui teologie pe ideea că Iisus a înviat. Dar în același timp, Pavel respinge o ontologie bazată pe minuni. Deci, cu alte cuvinte, ontologia, ontologia propusă de Pavel pleacă de la un eveniment singular în vierea lui Isus, care pentru răstoarnă totul. Ce au spus grecii și ce au spus iudeii. Dar, în același timp, Pavel respinge ideea că minunile sunt baza credinței în Isus. De altfel, ați observat că Pavel nu vorbește deloc despre minunile lui Isus. Mai mult, Pavel nu amintește nici pe care învățăturile lui Isus. Și știți că Thomas Jefferson, de exemplu, a făcut o Biblie în care a tăiat minunile și a lăsat învățăturile. Dar, acum, între noi, fie vorba, învățăturile lui Isus sunt, sunt profunde și sunt foarte bune și foarte nobile, dar nu sunt chiar de unice. Și Buda a spus, iubești pe aproape tot ca pe tine însuți. A fost rabine evrei care a spus înainte de Isus că legea constă în a iubi pe Dumnezeu cu toată puterea ta și pe aproape tot ca pe tine însuți. Nu învățăturile lui Isus din Evanghelie, din cele patru Evanghelii, și nici minunile făcute de el nu sunt pentru Pavel baza Evangheliei pe care o predică. Aici este o confuzie și probabil că pentru mulți lucru acesta este nou, dar vă invit să citiți epistolele și să vedeți lucrul acesta cu ochii dumneavoastră. Deci, iudeii, iudeii cer minuni. Iudeii, pentru idei, demonstrația faptului că Isus este Fiul lui Dumnezeu sunt minunile. De exemplu, minunea că s-a născut din fecioară. Da? Mi-am înghescut că Pavel, înaintea, înaintea experienței convertirii lui pe care o povestește ca drumul spre Damasc și plecarea în Arabia și după aceea mă rog, acele lucruri la care mi face aluzie și despre care voi vorbi avem de să vorbim despre aceasta însă mi-am zis că Pavel când era un, un ucenic al lui Gamariel și un, un procuror al ereticilor un fel de mare închisitor din în Ierusalim auzise toate istoriile despre Isus și toate învățurile și cu siguranță că Pavel a zis, nu este singurul șarlatan care a prezis că face minuni în Iudeea. Da? Deci, bazinul mediteranian era plin de făcători de minuni, e, mitologia greacă e plină de e, femei lăsate gravite de zei e, și unii mai și înviază, așa că pe Pavel nu l-au impresionat toate aceste lucruri. Există altceva care l-a impresionat pe Pavel. Și acest va ține de esența teologiei creștine, care de fapt este teologia lui Pavel, și pe care trebuie să-l găsim. Dar trecând de aceasta, legea însă și este o minune. Pentru că legea este veșnică și legea a fost pusă în litere și în cuvinte și litera legii în sine este o minune. Așa că în ontologia unui iudeu. Minunile sunt argumentul, dar legea este în ultima instanță argumentul final. Fiindcă dacă o minune contrazice legea nu este adevărată. Deci adevărul este definit de lege. Adevărul ultim, fundamental, este definit de lege. Cu siguranță că mulți creștini, și mai ales ar vor fi nici vorbi de acord cu de aceasta, dar e suficient să știm textul lui Ioan, care este un post-Paulin, Evanghelia după Ioan scrisă pe la anul 90-100, mă rog, este după Pavel. Pavel a murit pe la anul 62-63. Ioan spune, legea a venit prin Moise, dar Harul și a venit prin Iisus Hristos și această conjuncție adversativă, dar, spune foarte mult. Înapoi la par. Deci, iudeii cer minuni. Însă nu asta este baza ontologiei lui Pavel. Mergem la ontologia grecilor, Grecii țări în cine? grecii uh, filozofiază. Aici am. trebuie să spunem puțin mai mult. Teologia creștină, uh, dogmatica creștină e bazată pe filozofia greacă. De fapt, dogmatica creștină este un mod de a răspunde la întrebările Evangheliei, uh, la întrebările puse de Evanghelie și la paradoxurile ei, prin filozofia greacă. Uh, Acum, uh, asta însemnează că dacă luăm în serios pe Pavel, Toată teologia creștină este uh, așezată pe o bază greșită, pe o bază ontologică greșită. În sensul că, uh, practic, uh, teologia s-a întors și la iudei și la Greci. Uh, grecii vor înțelepciune. În ce constă înțelepciunea greacă, filozofia greacă? Acum știm că grecii au făcut o mare descoperire care este rațiunea. Și bineînțeles, spun, spune, stai puțin, că rațiunea este ceva născut, e ceea ce ne deosebește de animale. Mă bucur că acceptăm lucrul acesta. Dar, dincolo de aceasta, una este faptul că toți avem rațiunea ca o facultate născută. Și alta să recunoști rațiunea ca autoritate finală în stabilirea adevărului. Și să înțelegi legile după care operează rațiunea și mai ales raționalitatea lumii. Vreau să amintesc două dialoguri ale lui Platon, care sunt fundamentale pentru înțelegerea problemei. Unul este uh, dialogul meu preferat, Menu. Și îl simplific și modific puțin, pentru că vreau să îl interpretez în sensul în care este reprezentativ pentru raționalismul grec. Deci, Meno este sofist și ca un bun sofist nu crede într-un adevăr universal. Este, deci, corespondentul unui postmodern din timpul nostru care nu crede într-un adevăr universal stabil prin rațiune. Așa că, uh, Socrate face o demonstrație, și Socrate uh, cere ca unul dintre sclavii lui Meno care nu avea nicio educație, să vină și să rezolve o problemă de geometrie. Și anume, uh, cât uh, uh, este relația dintre area unui patrat și latura lui, uh, cum să fac să dublez area unui patrat sau să o și mă rog, nu mai țin minte exact care e ea. Dar cert este că. Noi știm că area unui patrat este, este latura la patrat. Da? Așa că dacă, dacă, deci dacă, vrem să dublăm patratul, trebuie să dublăm patratul latului. Scrabul nu, nu înțelege lucrul acesta de la început și merge pe intuiție. Și intuiția greșește aici. Dar interesant că Socrate, prin întrebări socratice, îl împinge în cetul cu încetul să rezolve problema de geometrie. Și Socrate aduce asta ca argument că omul are adevărul înăscut în el. Meno pare convins, deci cunoașterea este doar o amintire a adevărurilor pe care sufletul le are în el născut și misticii din toate timpurile au îmbrăcișat ideea aceasta cu mult entuziasm că cunoaștem adevărul dintr-o existență anterioară și sufletul are adevăruri veșnice, cu care s-a născut, însă Sucratele rămâne totuși un sceptic și spune că se îndoiește de această fapt uh, și că totuși el crede că căutarea adevărului care nu este născut în noi, ne face mai nobil și mai bun și este, și mă, este un act de curaj. Uh, dar uh, ideea pe care vreau să -o, -o, o prind aici este faptul că geometria euclidiană oferă grecilor un model al adevărului universal și aveau dreptate. Dincolo de aceasta, geometria euclidiană nu este doar un studiu rațional al proprietăților geometrice, ci implică un set de axiome din care te duci pe bază pur logică toate proprietățile geometrice și relațiile dintre ele. Deci aici avem de-a face cu principiul raționalității lumii. Și acum trec la al doilea exemplu din uh, Plato, este dialogul Timeos, în care. Uh, uh, Temeos Pitagoregia Pitagorean, da? Explică că Creatorul, de Demiurgul, a făcut lumea după principii raționale, inteligibile, deci după forme geometrice. Așa că lumea este făcută după forme geometrice și ca atare, pe bază rațională, putem înțelege, putem înțelege lumea pentru că lumea se supune legilor lui Euclid. Și bineînțeles că există și forme morale, frumosul, adevărul, binele, care sunt idei și care la, la lor sunt raționale și inteligibile. Însă, cât primește pe demiurg, demiurgul este deasupra acestora. Deci, chiar dacă noi putem înțelege lumea rațional demiurgul, este deasupra, nu, nu se supune, nu poate fi înțeles rațional. Am spune noi, cumva, astăzi, în limbajul nostru modern, că Demiurgo e o singularitate. Nu face parte dintr-o serie. Deci nu, nu este dedus sau predictibil printr-o serie de axiome și adevăruri repetabile. Da? Deci asta este ideea. Însă, dincolo de aceasta, Demiurgul nu este singurul care scapă raționalismului grec. De exemplu, mișcarea, paradoxul Zenon. Paradoxul Zeno este știut, e popular, mișcarea este imposibilă pentru că este o contradicție logică. Ar implica ca un obiect să fie într-un același moment în două, două, locuri. Schimbarea însemnează că un lucru să fie în două stări în același moment. Deci, paradoxul Zeno spune că dacă să străbați de aici până aici, trebuie să mergi până la jumătate. întâi, dar de aici până la jumătate, iar până la jumatea jumătății, și iar jumatea jumătății la infinit, și nu poți trece într-o infinitate de puncte, într-un infinit. E foarte logic, foarte Euclidian. Dar, de fapt, e o problemă aici și problema o vom vedea. Deci, ajung la concluzia că mișcarea, schimbarea sunt iluzii și eterne sunt doar formele Euclidiene. Spațiul este etern, timpul este o iluzie, că timpul e mediul schimbării. Transformarea lucrurilor, mișcarea, tot ce ține de schimbare, este de domeniul iluziei sau, dacă nu e o iluzie, este o umbră a lucrurilor veșnice. Nu are substanță. Are să termine sau să la idee. Dar păstat aceeași chestie. Substanța este permanentă. Schimbările, fenomenele nu sunt substanțiale. Mișcarea nu, nu este substanțială, de aceea mișcarea nu poate fi pusă în ecuație. Noi, în știința modernă, am pus mișcarea în ecuație, am pus schimbarea în ecuație. Creștinismul, în general, a rămas foarte însepenit în, în dogme aristoteliene și platonice, dar noi astăzi recunoaștem că totul se schimbă, totul este schimbare. În principal, anti-evoluționismul creștinismului pleacă. Mai mult de la greci și de la evreiezi decât de la Pavel. Însă, mergând mai departe pe, pe linia aceasta, ceea ce grecii nu înțelegeau era ideea de singularitate. Sau nu puteau modela logic și matematic ideea de singularitate. Acum, să vorbim și -o despre singularitate, pentru că noi suntem în timpul în care ne apropiem de o singularitate în sensul de, o dez de dezvoltare exponențială spre infinit a capabilității computerelor. E, însă ce e o singularitate? Dacă ai o funcție, y este egal cu 1 pe x, da? E, cu cât x se apropie mai mult de 0, e, y crește mai mult, mai mult, mai mult spre infinit. Așa că x nu poate fi 0, fiindcă funcția 1 pe 0 este nedefinită. Dar... Y se apropie, funcția se apropie asimptotic de axa verticală, de, de merge asimptotic spre infinit. Aceasta este, din punct de vedere matematic, o singularitate. Acum spunem că o gaură neagră este o singularitate. ci deci este o singularitate pentru că avem toată masa unui soare imens într-un punct care nu are volum. Deci volumul este zero, masa este foarte mare, este uriașă, împărțită la zero, densitatea am putea spune că este infinită, dar nu este infinită, că funcția nedefinită. Practic, e o singularitate care tinde spre infinit. Mai e clar, dacă caz într-o gaură neagră, ce se întâmplă? Nu? Deci, gaura neagră are un orizont de evenimente, ai trecut de orizont de evenimente, ai intrat în gaură neagră, ce se întâmplă? Practic, nu ajungi niciodată la centrul ei. Pentru că timpul se va tot dilata la infinit. Deci mergi, 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 dar niciodată la centru ei, de acolo din avata spațială vezi cum universul evoluează, dispare și așa mai departe, dar tu nu ajungi niciodată. Deci, uh, 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 spunem că Big Bang-ul, uh, uh, începutul universului, vine dintr-o singularitate. Big Bang este o singularitate. Și prin aceasta nu spunem că a existat un început în timp. Așa cum unii înțeleg și zic, oh, uite, Geneza a fost un început în timp. Mai degrabă că acel început a fost o singularitate. Deci, dacă a merge regresiv înapoi în timp, a merge la infinit și niciodată n-am ajunge. Vorbim astăzi de, de singularitate și aici este foarte important în contextul teologiei Pavel, în sensul că inteligența umană unită cu inteligența artificială se va rezulta exponențial în viitor și, practic, pentru noi va fi infinit. Dar nu putem spune că va, merge la infinit, că va fi infinită, ci că va fi o singularitate suntem, să spunea, 20 de ani de singularitate. Așadar, Pavel vede în moartea și învirea lui Iisus o singularitate. Și ce este problema? Teologia, ontologia greacă și teologia iudaică nu pot explica aceasta. Și aș vrea să citesc cuvint, să citesc cuvintele Pavel, pentru că sunt foarte interesante aici. Ideea într-adevăr cel dar grecii și grecii caută înțelepciunea. Dar noi provăduim pe Hristos ce care pentru idei este o pricină de potignire și pentru neamul nebunie. Dar pentru cei chemați fie de fie greci este puterea și înțelegerea lui Dumnezeu. Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțelat decât oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. De la frați, uitați-vă la voi care a fost chemați, pentru voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Dar Dumnezeu, și acum vă rog să fiți atenți, dar Dumnezeu, ales lucrurile nebune ale lumii, ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Și vezi, spune, oh, e sigur, e Pavel, dacă am luat interpretarea pe care de nicio de lui Pavel, rabinul pervers șiret, genial, care răstoarnă toată cultura clasică, care răstoarnă conceptul național de Dumnezeu ca simbol al puterei unui popor, care răstoarnă Roma, care iubește moartea, care urăște viața. Rabinul care urăște inteligența și excelența. Sigur, Dumnezeu are lucrurile nebune și Dumnezeu are lucrurile slabe, ca să răstoarne pe cele de sus. Și cei care au citit Antichrist de Nice cunosc interpretarea lui Nice despre Pavel ca unul care a dus acea filozofie a resentimentului și dictatura gloatei și a omului bolnav și a omului de jos, care toate valorile clasice. E bine, Nice, mie îmi place Nice foarte mult, E recunosc punctele lui slabe, dar Nice are câteva puncte foarte tari. Și este interesant că în aceste puncte foarte tare îl coincide cu Pavel. Se pare că Pavel a avut un rival pentru el. De exemplu, Nice propune, supra, Nietzsche propune abolirea omului, asta propune și Pavel. Nice propune supraomul. Pavel propune omul nou, care nu este sublege. Exact ca și supra omul lui Nice, omul nou al lui Pavel nu este sub lege, nu este, uh, își are centrul de act, uh, greutate în el însuși, de fapt, este condus de propria lui, lui voință. Uh, Nici uh, propune uh, uh, dincolo de bine și rău, de fapt, asta propune și Pavel. Și veți fi uimiți. Păi sigur, știu, înțeleg că sunteți uimiți pentru că noi am fost crescuți într-o biserică în care Pavel a fost copil de la iudaism dar uh, vom încerca să le înțelegem pe Pavel și vom încerca să înțelegem de ce Geneza nu este esențială pentru a accepta teologia lui Pavel. Uh, să mergem să mai departe și acum urmează ceea ce este cel mai, cel mai șocant aici la, la Pavel. Uh, și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, bancă, lucrurile care nu sunt ca să nimicească pe cele ce sunt. Vă rog, Haideți să ne concentrăm asupra acestui paradox. Dumnezeu a ales lucrurile care nu sunt ca să nimicească pe cele ce sunt. Ce sunt lucrurile care nu sunt? Acum, textul a fost scris în limba greacă, da? Și cuvântul ontologie vin din limba greacă. Deci lucrurile care nu ontesc ca să nimicească pe cele care ontesc, da? Ce, ce sunt lucrurile care nu există care nimicesc pe cele ce există? Aici avem două interpretări posibile. Mai întâi, o interpretare este aceea că uh, Evanghelia lui Pavel implică uh, ceva ce nu poate satisface conceptul de existență la greci și la iudei. Cu alte cuvinte, atât ontologia grecilor, cât și ontologia evreilor, una pe baza axiomelor euclidiene uh, și ale raționalismului grec. Cealaltă, pe baza legii, torei, legii veșnice, nu pot de, declara că evenimentul Iisus nu există. De ce grecii declară că evenimentul Iisus nu există, nu e greu de înțeles. Vă faceți aminte Pavel la Atena, când grecii au început să râdă, când a vorbit despre învierea morților. Dar atenție, Pavel nu vorbește despre învierea lui Iisus ca despre o minune într-o serie de minuni. Iisus a mulțit pâinile, Iisus a umblat pe apă, Iisus l-a înviat pe Lazar, s a înviat. Nu. Pavel vorbește despre învierea lui Isus, ca despre o singularitate. Deci despre un eveniment care este rupt de toate celelalte evenimente. Așa că aici nu este vorba de greci râzând de o minune, ci este că probabil că și Pavel ar fi fost de acord cu ei în privința aceasta, când, de exemplu, vorbește despre bazme evreiești și băbești. Este clar că nu este omul naiv ca să, să, care, care, pe, care, este, cum să spun, fascinat de, de supranatural. Uh, grecii nu acceptă sau nu pot accepta în filozofia lor, nu pot accepta uh, uh, în vierea lui Isus. E vorba principal de vierea lui Isus. Deci că moartea pot accepta, că s-a murit, nu? Era clar și toată lumea știa că s-a fost răstignit de pe la din pont. Cei mai mult ce acceptă că s-a murit. Dar e, ideea că Isus a viat. Nu puteau accepta. Din cauza că contrazicea ontologia lor, felul cum ți ei universul. Și aceasta nu pentru că ei înțelegeau legile naturii așa cum ne înțelegem noi astăzi. Înțelegeau biologia sau Mă rog, neuroștiința. Ci din cauza că, în principal, corpul pentru ei nu era ceva substanțial. Natura umană era definită de ceva substanțial, și acest ceva substanțial era imaterial, era sufletul. Acum, ferește că creștinii au acceptat dualismul grec. Și, oarecum, Augustin și părinții bisericești au reușit. În cele din urmă, să facă ca uh, Pavel să se întoarcă ca fiul risipitor la, filozofi, la Platon și la Aristotel și să le ceară iertare. Deci au reușit să subordoneze ideea uh, evang ideea Evangheliei uh, la ontologia greacă, dualistă, trup și suflet. Uh, aș pune mai mult decât atât. Adventistul de ziua 7 nu crede în, în nemurirea sufletului, dar sunt tot dualiști. De exemplu, când un adventist spune că conștiința este ceva ce vine de la Dumnezeu, ceva imaterial, da? Sau că viața este un principiu supranatural, un principiu imaterial, supranatural. Voința, persoana umană sunt ceva imaterial, ceva supranatural. Ei, de fapt, sunt tot duale. Și când, când, un adventist spune că el nu crede că sufletul e conștient după moartea, dar că sufletul doarme. E tot dualism. Ce-mi pasă că sufletul doarme sau este conștient? Este dualism în sensul că sufletul este ceva ce locuiește în trup și pleacă și cei mai mulți pe care îi cunosc, acceptă măcar vitalismul. Vitalismul fiind tot o idee conform cărea viața este infuzată în materie ca un element supranatural, un element care nu se reduce la proprietățile chimice, să zic, ale, ale organismului. Acum, noi știm astăzi de despre viață și foarte mulți creștini sunt încăpățânați când aud acest lucru, dar cert este că tot ce este viață se reduce la regile fizicii și ale biochimiei, sunt multe lucruri care nu înțelegem încă despre viață, despre creierul uman, dar totul se reduce în ultima instanță la legile fizicii. Așa că grecii râd, nu din cauza că nu înțeleg știința cum o înțelegem noi, ci pentru că sunt dualești. Și pentru ei materia nu are nicio șansă. Este, nu, nu, este ține de esența omului, din cauza să nu poate exista înviere. Dar există și alți grești numiți epicurei. Și se pare că Pavel, multe primiți mult mai aproape de de filozofia lui Epicur, așa cum vă vedea în prelegiul următoare. Și Epicurei cred că lumea este formată doar din atomi. Și însă ei cred că atomii noștri din care suntem formați noi, prin natura lor, nu pot să se organizeze în mod veșnic. Se organizează și apoi să se dezvac, ceea ce este intuiție foarte corectă. Noi recunoaștem acest lucru. Însă, iarăși, aici și Epicurea e râd. Ceea ce vrea să ne spună Pavel este însă că realitatea e mai mult decât știu stoicii și epicurei. Și că conceptul lui Isus este de fapt răstoarea ortologia lor. Dar acesta e un sens posibil. Însă mă tem că nu acesta e sensul lui Pavel. Pavel mai degrabă când spune că Dumnezeu a zis lucruri care nu sunt ca să le răstoane pe cele care sunt, Pavel, de fapt, face o revoluție în ontologie. Pavel recunoaște că ontologia, ontosul, nu este ceva imobil, atemporal, ci mai degrabă că este ceva în devenire. Ceea ce astăzi este, mâine nu este. Ceea ce ieri nu a fost, este astăzi. Și ca tare, învierea lui Iisus însemnează o mutație ontologică în în relația omului cu Universul și al lui Dumnezeu cu Universul și al lui Dumnezeu cu omul, mă rog, însemnează ceva cu totul nou. Acum probabil că unii dintre dumneavoastră veți accepta că Pavel ideea, ideea că mă rog Pavel aduce aici o ontologie nouă. Lucrul acesta îl demonstrează istoria vestului și cine știe ceva din istoria filozofie știe că Hegel, în mare parte a a fost tributar acestei idei a Dumnezeului întrupat și înviat. Dar uh, Pavel e mai mult decât atâta. Deci la Pavel nu este o dialectică aici. Este o ruptură mai degrabă în ontologie. Bun, mergem la cealaltă parte. Uh, Lucrurile care nu sunt după legea lui Moise. Legea uh, este veșnică. Legea este. Uh, legea este nimicită. Ca, când când vorbesc de lucruri care sunt, nu vorbesc despre pixul ăsta că există, aici, mă rog, definit în spațiu și timp. Lucruri care sunt în sens ontologic, adică care au existență, o existență de sine stătătoare, o existență în sine, care nu au existență derivată din alte lucruri. În acest punct de vedere, legea este considerată de de ceva ce, ce este. Și uh, legea este răsturnată de ceva ce nu este și ce este acest ceva ce, ce nu este. În ultima instanță, omul este nimic în fața legii și omul se pare că devine aici totul și legea dispare în fața lui. De fapt, asta pare deja în învățătura lui Isus. Ceea ce este important acum, vreau să, să subliniez, este că pentru Pavel, pentru Pavel, punctul de la care pleacă el, care este învierea lui Isus, deci Isus a înviat este maxima fundamentală lui Pavel. Nu numai că nu depinde de Geneza, dar într-un anumit sens, sau nu într-un anumit sens, într în, 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 în sensul cel mai autentic, cere o regândire a Genezei și a filozofiei grecești. Pavel nu, nu neagă o continuitate cu Geneza, bineînțeles, că de multe ori citează din Geneza și din Vechiul Testament, dar implică o regândire a lor și o așezare a lor într-o relație subordonată față de altceva, o relație derivată. Deci, geneza, legea, nu sunt absoluturi, ca să spun așa. Sunt ceva relativ, ceva derivat, ceva pur contextual, istoric. La fel cu filozofia greacă. Pavel nu este antifilozof. În repreate rânduri apelează la filozofia greacă. Dar iarăși Pavel îi arată, îi arată limitele. Acesta, aici aș vrea să mă, mă opresc, aici, și ca să mă întorc la premisa de la care am, am plecat. Uh, ideea că ispășirea uh, implică uh, un om perfect care a căzut, a păcătuit și cumva acest om ne-a lăsat mă și un păcat original. Și cumva, cumva, Isus trebuia să plătească uh, uh, legii veșnice pentru ca noi să putem să fim iertați și să nu mergem în iasă, să mergem în cer, este de fapt o parte, ține de o ontologie, care de fapt e o sinteză între două ontologii, cea iudaică și cea greacă, făcută de Augustin, care am dus respinse de Pavel. Și atunci întrebarea este ce relevanță are învierea lui Isus, pentru care pentru Pavel este un început radical nou, este începutul unui nou, omeniri, a unui nou univers, dacă vreți, un început nou în istoria lui Dumnezeu. Care este relevanța acestei vieri? Aș vrea să încercăm să înțelegem sensul pe care îl dă Pavel acestea. Și uh, cineva va spune: Eu nu cred că lui Iisus a fost un eveniment istoric, Nu am nicio problemă cu asta. Aici eu nu încerc să conving pe nimeni de nimic. Așa cum a spus, Oxigen este un laborator de idei. Însă, lucrul pe care aș vrea să vă conving este că există câteva principii fundamentale care decurg ca concluzii logice din, din locul pe care îl dă Pavel în lui Isus sub aspect ontologic în univers și în istoria omenirii și aceste concluzii au modelat foarte mult ceea ce este civilizația noastră și ceea ce suntem noi. O problemă care cu siguranță că apare aici este pentru cei care sunteți aduniști de ziua șapte este că avem nevoie de o regândire a adventismului, dar până la urmă adventismul însăși a încercat să fie o ruptură în istoria bisericii, să să meargă dincolo de ontologia moștenită de la greci și de la evrei, ca până la urmă să recadă în iudaism și apoi să se întoarcă la cristologia și trinitarianismul creștin și așa și așa mai departe. Ceea ce este că pentru Pavel Evenimentul Iisus este momentul în care, deci, moartea nu are valoare ispășitoare și nici suferința nu are valoare redemptivă. Prejudecata creștinilor, gen Maica Tereza, este că suferința este redemptivă. Da? Deci Maica Tereza a iubit suferința, a trăit în suferință, nu a încercat să o alineze, ci mai degrabă i-a dat valoare și există în această mistică a suferinței la creștini. Există și la neoprotestanți, ideea cu Iisus în la suferință și așa mai departe. Vedem pe Iisus ca omul durerilor și vedem o virtute în suferință. La fel, moartea este considerată ceva ispășitor, adică ceva ce protejește păcatul. De fapt, la Pavel, ideea fundamentală lui Pavel este că Dumnezeu s-a solidarizat cu omul și Dumnezeu a coborât în mormânt cu omul ca să știu, deci Dumnezeu și-a arătat solidarizarea cu omul în suferință și în moarte, spune de Corinteni 5, căci Dumnezeu, cu versetul 21, căci Dumnezeu era în Iisus când lumea cu sine. Uh, și această solidarizare îi dă omului puterea să bire moartea. Ideea fundamentală a Pavel nu este că Iisus a fost înviat, ci că Iisus a înviat. Asta este ideea, verbul grec. Spune că Iisus a înviat. Avea ca om. Omul poate birui moartea. Indiferent dacă cineva acceptă sau nu, Adevărul istoric, uh, susținut de Evanghelie, că Iisus s-a înviat. Și asta e dovadă că omul poate birui moartea. Sau, o ia doar ca idee. Cert este că aici este o teologie și o filozofie, care crede că omul poate să biruiască moartea. Și mai mult decât atât, că omul trebuie să autodepășească condiția lui. Că uh, omul trebuie abolit și trebuie să fie un om nou, un om nou universal. Vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem!